În această dimineață, polițiștii din Giurgiu, cu sprijinul colegilor din Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Gorj și București, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Giurgiu, au pus în executare 44 de mandate de percheziții domiciliare la societăți comerciale și persoane fizice în județele Giurgiu, Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Gorj și București. Activitățile se realizează într-un dosar penal având ca obiect obținerea ilegală de indemnizații pentru întreruperea activității artistice în perioada pandemiei. În fapt, administratorii mai multor societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi întocmit în fals mai multe contracte de prestări servicii muzicale cu 80 de persoane fizice care ar fi fost depuse la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, obținând în mod ilegal 300.000 de lei. În cadrul acțiunii, polițiștii au pus în executare 87 de mandate de aducere, a transmis IPJ Giurgiu. Nu este prima acțiune de acest gen, fiind depistați în ultimii ani mai mulți artiști care au încercat să păcălească statul, toți riscând închisoare pentru faptele lor.